mulțumesc că ați ales Bucureștiul și România pentru această reuniune a Comitetului European al Internaționalei Socialiste. Îi mulțumesc lui Pedro pentru că a venit la București și ne-a oferit prilejul să găzduim această reuniune. Cel mai important este ca împreună să găsim soluții reale și complete la provocările actuale în fața unor mișcări populiste și extremiste, care de fapt vor puterea cu orice preț și vor în continuare să propage o ură și o dezbinare. Cred că provocările următoarei comisii sunt mult mai mari și poate nu trebuie să așteptăm 5 ani de zile ca să schimbăm anumite direcții stabilite de către comisie la începutul mandatului. I would like to warmly thank Marcel and the Social Democratic Party of Romania for hosting the European Committee of the Socialist International. Thank you very much. And I would also like to thank all the representatives of our member parties who are here with us in this beautiful city of Bucharest. The paradox of this historical time, my dear friends, is that never before our ideology and our proposals and values and principles had so clearly proved their success as now. In the face of this series of crises we have faced, the pandemic, the energy crisis, and so on and so forth. So we must turn this moral victory into a real victory, and because this is the way to stop the far right governing, as Marcel is doing in Romania, and of course myself in Spain.